Consiliul Mondial Român, care s-a constituit în anul 2000, a plecat de la conceptul dezvoltării unei rețele globale a românilor de pretutindeni, români, persoane individuale, organizații, pentru ca acolo unde locuim cu toții să încercăm să aducem o contribuție la ridicarea pe o treaptă superioară a imaginii pe care România o are în străinătate. Alături de mine se află Universitatea Spirul Haret, care a fost de acord să devină partener în această inițiativă, care ne-a ajutat și pe zona de organizare, ne-a ajutat și de-a lungul anului, a fost alături de noi la toate evenimentele pe care le-am organizat în zona de educație. Sunt bucuroasă să am oameni importanți și oameni foarte bine pregătiți din această universitate. Este o onoare pentru noi ca astăzi să fim din nou parteneri. Iată că după o lună la care am fost invitați la Palatul Parlamentului de către Asociația Generală Învățătorilor din România, astăzi, din fericire, suntem invitați la conferința anuală internațională a Comitetului Mondial Român. Pentru noi este deja o experiență, spune, este o repetiție astăzi, pentru că suntem implicați în sistemul educațional românesc, prin poate cea mai importantă universitate privată și, de ce nu, ne dorim noi printr-o școală care va pregăti elevi premium. Este școala International Premium School of Bucharest. Doresc să felicit universitățile care susțin cauza românească. Mi se pare absolut firesc ca Universitatea Spirul Haret să apere cauza națională, pentru că universitatea este o instituție de educație și învățământ. Iar educația și învățământul sunt acele lucruri care asigură păstrarea pentru totdeauna a limbii românești și a identității noastre românești. Mă bucur că Universitatea și Colegiul Spirul Haret sunt parteneri ai acestui eveniment de o importanță internațională.